haideți să stabilim, copii, în univers se găsesc sute de mii de galaxii încă necercetate și nedescoperite. Se fac aceste studii și oamenii de știință au constatat că există mii de galaxii nedescoperite, necercetate. Știți cu ce sunt observate aceste galaxii? Cu ce obiecte optice? Cu ce aparatură? Cu telescoape foarte moderne. Secțiile Muzeului Olteniei din Craiova au avut în aceste zile un număr record de vizitatori. Este vorba de zeci de grupuri de elevi de la școlile din Craiova și județ care au descoperit expozițiile și colecțiile muzeale în aceste zile de școală altfel. Secția de Științele Naturii a fost și anul acesta în preferințele elevilor din clasele primare. Eu astăzi m-am uitat cu școala la un film. Despre ce a fost filmul? Despre planete. Despre Saturn, Pământ. Câți ani ai? 7 ani. În ce clasă ești? Pregătitoare de. Și ce ai făcut astăzi aici? Am învățat despre planete. Ce planete ai descoperit? Saturn, Venus, Pământ și Marte. Cum a fost filmul? Frumos. Mai vii aici? Da. Ai mai venit aici până acum? Nu. Și ce ai descoperit? Planetele. Care planete? Saturn, Venus, Pământ, Marte. Am descoperit planetele, oasele și pietrele și rocile. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Oasele de dinozauri. Ce știi despre dinozauri? Că erau foarte înalți, mâncau iarbă și carne și vânau. Dinozaurii de chil erau mari, cât mari, aveau cozi lungi și mergeau tropăind așa. Am încercat în săptămâna altfel să facem în așa fel încât activitățile să fie cu adevărat deosebite și atracția lor față de planete este una pe care și-au manifestat-o și am încercat să le facem această plăcere de a descoperi lumea planetelor într-un mod extrem de plăcut. De când ați făcut programare? Foarte devreme, pentru că este o activitate foarte plăcută de către copii. Programarea am făcut-o undeva la sfârșitul lunii ianuarie, în așa fel încât să fim siguri că vom reuși în această săptămână altfel să facem această activitate minunată. Au fost entuziasmați? Da, a fost. Ei sunt la clasa pregătitoare și a fost prima lor activitate și au fost și încântați și fascinați deopotrivă. Reacția lor de surprindere a fost una care ne-a demonstrat cât de minunată a fost descoperirea lor din această zi. Ne aflăm într-un laborator de testare psihopedagogică și vom discuta astăzi despre carieră, ocupație și despre importanța aptitudinilor și intereselor voastre în cadrul alegerii meseriei pe care o veți practica. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj a fost pe lista instituțiilor vizitate de elevii doljeni din clasele primare, gimnaziale și chiar de liceu. Aici, cunoașterea propriei persoane, dezvoltarea personală și consilierea privind cariera au fost principalele direcții ale activităților educaționale. Noi avem nevoie de aceste informații pe care le putem prelua, atenție, din multe locuri, și din filme, și din cărți, și din activitățile pe care le desfășurăm la nivel de clasă. În esență, noi ce trebuie să facem? Să ne cunoaștem ca să ne prezentăm foarte bine în fața celorlalți, da? Și dacă ne cunoaștem calitățile, ne cunoaștem resursele, da? Înseamnă că noi putem să le folosim, adică avem suficientă încredere în noi. Și atenție, primul moment, ați văzut o grămadă de replici prin filme, da? Lumea tot timpul face cunoștință. În momentul în care ne-am întâlnit ca tu să-mi transmiți toate aceste informații importante despre tine, ne uităm în ochi unul la altul, că ne respectăm, ce facem? Trebuie să avem cât mai multă grijă, da, la ce? La mânuță. Mânuța trebuie să nu fie așa de plăpândă, că înseamnă asta, înseamnă traduce o neîncredere în sine, timiditate, da? Așa, strângem dacă se poate, da, nu să ne rupem mâna, bine?
Și avem acea, pur și simplu, acea mișcare a mâinii. Dacă e să încercăm încă o dată? Da. V-ați gândit de multe ori, da? Deci, parcă dintr-o dată mă citește persoana din fața mea. Ne citește chiar din primele secunde. Da? În funcție de felul în care ne prezentăm. Hai să vedem. Bună, sunt Eliana. Marinela, îmi pare bine. Este extraordinar de bine pentru că ai învățat lucrul acesta. Te-aș ruga să faci acest lucru cu colega ta. Sunt Eliana. Bună ziua, sunt Elena. Am dat de cunoștință. În acest an, la Muzeul Olteniei, în cadrul activităților specifice programului Școala Altfel, s-au înscris și unități de învățământ din Drobeta, Turnul Severin, Râmnicu Vâlcea, Balș, Pitești, iar la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj au venit elevi din localități situate la peste 50 de kilometri de Craiova.